Într-un regat îndepărtat trăiau odată un rege Șobolanius și o regină Libărcița. Aceștia aveau trei fii: Șobițel, Șobuț și Șobindel. Regele și regina erau cunoscuți pentru înțelepciunea lor și pentru modul în care își conduceau regatul plin de roade și belșug. Într-o zi, o veste înfricoșătoare a ajuns la urechile lor. Un dragon teribil, numit Dragoliber a început să terorizeze satele din apropierea regatului. Dragoliber nu era un dragon obișnuit, ci unul modern, echipat cu aruncătoare de flăcări automate și GPS pentru găsirea victimelor. Șobițel, cel mai mare dintre frați, a decis să-și încerce norocul și să elibereze regatul de acest monstru. Cu un smartphone în buzunar și o dronă de recunoaștere, Șobițel a pornit în aventura sa. După câteva zile de căutări și filmări pentru vlogul său, a ajuns la Peștera Dragonului. Dar, Înainte de a putea folosi drona pentru a-l spiona, Dragolibăr l-a detectat și l-a transformat într-o grămadă de cenușă, lăsând doar telefonul intact. Văzând că Șobițel nu s-a întors, Șobuț, fratele mijlociu, a hotărât să continue misiunea. Șobuț era cunoscut pentru inteligența sa tehnologică, așa că a luat cu el un set de realitate virtuală și un laptop cu superprocesor. Ajuns la Peștera Dragonului, a încercat să-l păcălească pe Dragolibăr. Cu un simulator de lupte virtuale. Dar, spre surprinderea sa, dragonul era deja conectat la internet și avea o rezoluție 8K mai bună decât cea a lui Șobuț. Astfel, și el a fost transformat în cenușă, lăsând în urmă doar o pereche de ochelari VR. Când a venit rândul lui Șobindel, acesta a decis să abordeze problema diferit. Fiind cel mai mic, dar și cel mai inventiv, și-a creat un exoschelet din piese de la imprimanta 3D a Regatului și a plecat cu o motoretă electrică către Peștera Dragonului. Pe drum s-a întâlnit cu o prințesă-libărcioara, care se ascundea de Dragon. Împreună, au hotărât să facă echipă și să-l înfrunte pe Dragolibăr. Ajunși la peșteră, au folosit exoscheletul și motoreta pentru a-l atrage pe Dragon afară. Cu un plan bine pus la punct, au reușit să folosească o rețea de cabluri și lasere pentru a-l încurca pe Dragon și a-l prinde într-o capcană digitală. Într-un final, Dragolibăr a fost învins, iar cei doi eroi s-au întors la regat triumfători. Regele Șobolanius și Regina Libărcița au fost extrem de mândri de faptele curajoase ale fiului lor cel mic și de noua lor aliată, Prințesa Libărcioara. Regatul a fost salvat și locuitorii s-au putut bucura din nou de pace și prosperitate. Povestea curajului lui Șobindel și a ingeniozității sale a devenit legendă. În regat, toți copiii creșteau visând să fie ca el iar rețelele sociale erau pline de meme-uri și postări despre această aventură epică. La final, povestea nu ar fi completă fără un mesaj pentru voi, dragi cititori. Dacă v-a plăcut povestea și vreți să continuați să citiți astfel de aventuri nemaipomenite, dați un like, share și subscribe. Altfel, Dragoliber ar putea să-și facă upgrade la flăcările sale și să vă caute pe voi.